după aceea, la un moment dat, imigrația și abia, după aceea, începe perioada deschisă de Liliana Angheluță pentru noi în Cireșa Mare. Vedeți că atât aici, în Împărăteasa sa, se regăsește această dimensiune. Din păcate, pentru noi, face parte din viața noastră, iar majoritatea, cel de mult peste 75%, o acceptă. O acceptă ca și cum a fi o normalitate. O acceptă ca și cum s-au născut cu ea, pentru că majoritatea dintre români s-au născut cu violență în familie. Cunosc că, din fericire, eu am născut într-o familie cu părinți foarte echilibrați. La mine, în familie, nu au existat niciodată scene violente. În perioada mea de mai târziu, adult, când m-am căsătorit, nu am avut un soț violent. Am suportat o altă violență, cea psihică, care e la fel de dăunătoare ca și cea fizică. Dar am avut în jurul meu oameni care au suportat violența. Aici, trebuie să iei cuvântul, vorbește despre carte, despre ce a însemnat cartea asta pentru tine. Este o carte urâtă, mireoasă, care a început să se scrie, cred, în copilăria mea. Acum a ieșit doar la iubeală, dar a început să se scrie de la primele, de când am deschis ochii, pentru că tatăl meu a murit când era mică, mama s-a recăsătorit cu un alt bărbat care era violent, alcoolic. Și primele amintiri, eu nu pot să zic că primele mele amintiri au fost, nu? Nu, am învățat tatăl nostru prin bile vecinilor. Am învățat de mică să mă tem, să fug. Și poate cea mai traumatizantă noapte sub stele ascunse să nu ne găsească furia alcoolului a fost când la un moment dat aveam vreo 9 ani și am întrebat unde mama de ce nu divorțează. Și mama mea a răspuns că toate femeile iau bătaie și că o femeie nu poate să crească copii singură. Și țin minte pe fetos, țin minte toată viața mea replica asta ei, învățătura ei, da? Pentru că știu că am tăcut, m-am speriat, eu urma să devin femeie și mama îmi spunea că absolut toate femeile trebuie să treacă prin asta și trebuie să suporte, așa e normal. Când m-am căsătorit, am avut parte, bineînțeles, de un bărbat violent și la prima scenă mi-au venit în minte vorbele mamei, deși trebuie să 15 ani, nu știu cât. Dar mie mi s-a părut normal și țin minte perfect. În acel moment am zis, da, ar fi dreptate, mama. Spre deosebit, nu am ascultat sfatul ei, am divorțat, am crescut copii singură, am muncit cât 4, dar am reușit să o fac. Am emigrat, am ajuns în Italia și aici am început să cunosc femei din diferite colțuri ale țării. Poveștile care nu se spun de rușine, pentru că, sau să nu știe lumea ce se întâmplă la noi în casă, aici se spun, pentru că una e din Bacău, una e din Buzău, una e din Galați, au căzut acele ziduri, să nu știe pe cine. Aici femeile vorbesc. Și am întâlnit femeie care crescuse singură 4 copii, îi creștea și acum cu soțul alcoolic în țară, femei care au avut coastele rupte și creșteau de aici copiii rămași în țară. Nu exagerez dacă vă spun că din 10 femei pe care le-am cunoscut, cred că 7 erau plecate din cauza violenței și alcoolului. Din 35 interogate pentru cartea din cea mare, 34. Da. Iar procentele statistice spun același lucru, că
jur de 60% dintre femeile din țară au suportat episoade de violență, de agresiune. 30% dintre femei au cerut ordine de protecție. În 2018 au fost ucise 200 de femei, adică procentul este înspăimântător și considerăm că statisticile și procentele vorbesc de femei care au ajuns să denunțe. Nu, majoritatea nu o fac. Și nu o fac și din alte motive. Există o mentalitate care spune, ți l-ai luat, îți trebuie pe cap. Sau, la mine acasă să nu vii, e bărbatul tău, trebuie să... Sau, zice lumea că ești proastă dacă îți lași bărbatul. Ce prima piedică, calea eliberării, deci femeia care suportă o mie și unul de lucruri violente, nu reușește să se elibereze, în primul rând din cauza mentalității propriilor părinți de cel mai multe ori, a propriei familii, care spun să-ți păstrezi bărbatul, dar și tu din gură să-ți ții bărbatul. Și ea știe că nu poate, în primul rând, găsește sprijin acolo. În primul rând nu găsește sprijin de multe ori în familie. Sau acei părinți știu să reproșeze, ți-am spus să nu iei, ți-am spus să nu faci, nu mai asculta niciodată, e vina ta și ea. Bun. Poliția. Eu am avut vecină de casă care cred că a făcut 1000 de plângeri la poliție. Nu știu de câte ori a venit poliția, a lua, îl ducea la secție, îl bătea și îi dădea lui. Toți vecinii pe scară eram proști, ala, oa, de-am dormit liniștiți în noaptea asta. Nu, jumătate ori era înapoi. Eventual îl dădea o amendă pe care îl plătea pe ea și risca un alt scandal. De cele mai multe ori nu se merge la poliție, pentru că tot femeia plătește amenda, iar el în cel mult o zi face un alt scandal pentru că aia cu curaj să denunțe. Biserica. Eu am rămas uimită la o slujbă în biserică, aici, în Italia, să spun că e o altă mentalitate, reușesc să ieși din mediul acela, ascultând preotul care spunea că o femeie s-a dus la să ceară sfat, practic tot femeia trebuie să se roage, mai nu roagă-te femeie, e vina ta că bărbatul tău e păcătos. Și aveam o prietenă cu care bărbatul cânta ăsta violent, cânta, mă scuzați că încep să povestesc copiii care nu se spun, dar el cânta stran, era foarte minor, închinător, și o bătea cu nevasta, o bat așa cum cred, cu schimbia de la ușă, cu cea cu carnul, toate că aveau trei copii. Și la un moment dat i-am zis ei, zic, de ce nu vorbești cu părintele, să discute cu el? Și în mod corect, ea mi-a zis, ce-ți vorbesc? N-ai văzut ce-a spus la predică? Tot eu trebuie să mă rog mai mult. Și ce-o să fac? O să mă rog mai mult. Practic, autoritățile statului, primari, polițiști, cele religioase, nu? Este o lume masculină. Iar în case, propriile familii, oricum am dat-o, comandă tot tata, care poartă partea lor. Și ți-am zis eu să nu iei de ăla, e vina ta. Și femeia, de cel mai multe ori, raptă la infinit. Pentru că este în capcană. Structurile statului, statul român, nu sunt foarte puține case de adăpost. Iar la acele case de adăpost poți să ai acces doar dacă ești din județul respectiv și dacă ai mijloc de a te întreține singură. Ori tu dacă pleci la o casă de adăpost, trebuie să te spași de la locul vechi din muncă pentru că te găsești. Deci, eventual, sunt femei care au plecat în papuș cu copii în brațe la casa de adăpost și îi țin o săptămână, pentru că dacă nu poți să te întreții, îmi pare rău, dar trebuie să trece. Nu există o modalitate legislativă.
Sunt case de adăpost în Italia, dar de fapt cartea a fost scrisă în italiană, tocmai pentru că este o asociație montepulciană în Toscana care are case de adăpost. Și, dar și aici, birocrația e foarte dificilă, lentă, poliția intervine sau nu. Sunt femei care au fost găsite pline de sânge și tot ea a fost acuzată de ce a provocat bărbatul. Cartea conține... Am început să o scriu în momentul în care o bătrânică pe care o cunoșteam, o bătrână italiană, pe care o cunoșteam foarte bine, a murit. După o viață în care ea n-a putut să citească o carte, pentru că el nu-i permitea să deschidă gaioza, nu-i permitea să... nimic, trebuia să șteargă praful. 85 de ani, 60 de ani de căsătorie, ea n-a trebuit să facă nimic care să-i placă ei. Trebuia doar să calce, să trebuiască, să șteargă praful, dacă o vedea cu o carte în mână sau orice altceva avea de făcut, începea să o ironizeze, asta e violența psihică, să o marginalizeze, să-i spună că ești proastă, consumă degeaba, nu o să vede niciodată, nu de ce citești, așa nu înțelegi nimic. Și la un moment dat, când a murit ea, am avut o viziune a vieții unei femei, nu contează nici naționalitatea, pentru că de când e mică, de la grădiniță, începi să înveți să te ferești, să nu stai în calea băieților care pot fi agresivi, să ai grijă când să nu umbli noaptea pe pământ, bineînțeles, să ai grijă cu cine te spune. Noi suntem învățați de mici să ne ascundem, să ne ferim, să ne păzim. Și dacă ăsta e parcursul vieții unei femei care la 85 de ani moare pentru caci, inclusiv a ajuns citească pe ascuns o carte, viața noastră e chiar așa de frumoasă. Mai viață. Și cartea se termină cu... Eu cred că, bineînțeles că trebuie denunțat, bineînțeles că trebuie urmat cu toate procedurile și toate căile, dar cred că trebuie să avem mai mult curaj în primul rând să vorbim, adică poveștile care nu se spun, de fapt, trebuie să fie spuse. Pentru că măcar noi, între noi, nu trebuie să ne ascundem. Pentru că sunt și femei care au găsit sprijin la alte femei. Adică... Asta este un sprijin. Ne adăpostim între noi dacă statul nu are structură, dacă statul nu intervine. Important este să nu tăcem, să cerem ajutor.